Nu se putea atrage să ratăm acest moment. Iată o ședință interesantă, dialog între Matcă și grupul de albinuții. Au păcălit-o, cum au reușit, nu știu, au păcălit-o și astea s-a dat drumul la o botcă foarte frumoasă. Nu-i prea de acord. Iată că vine acum și încearcă să roadă. Deci roade, dragilor, botca. Este fantastic, fantastic. Deci nu este de acord cu schimbul. Albinuții l-au convins-o, i-au spus, uite măi, încep din ce în ce să ai rateuri, dar o celulă o pui, două nu le pui. Nu, e o problemă complicată. Și ea, încăpățânată, refuză asta. Refuză. Și acum cred că va roade botca. Iată așa face, pe margine, o văzut-o încheiată, este o botcă frumoasă, de schimb liniștit, însă nu-i de acord cu asta. Au protejat-o, au încercat să o mâne de aici, să nu fie în obiectivul ei. S-au făcut că lucrează în stânga, în dreapta, au plecat, dar acum iată a revenit. Deci nu se întâmplă acest lucru chiar așa simplu. Nu, sunt lupte, cu adevărat. Familia luptă din greu să o convingă să fie de acord cu schimbul. Da? De aceea uitați-o, ce trage cu mandibula. Ea roade și albinuțele sudează la loc. Ea roade și albinuțele sudează. Ar vrea să o strângă, să o tragă de un picior. Ar reuși doar să o facă. Dar încă se abțin. Speră ca ușor să se convingă. El în urmă sudează. Da? Este spectaculos. Nu cred că cineva a reușit să prindă asta în vreun filmuleț. De schimbul liniștit de matcă nu e o treabă simplă. Nu e deloc o treabă simplă. Ea a descoperit că a fost păcălită, a depus și în această botcă care era o celulă la început, el a pregătit-o, uite, și aici pune un ou ușor, de ce să nu pui? Hai să pun. A început, nu, gura unei botci pe care o încep este ca la o celulă, ca îndată ce intră, perișorii pe abdomen să atingă pereții și în felul ăsta să avem un nou fecundat. Lucrează, asta e treaba ei. Muncește aici din plin. Ăstea sudează, ea merge și taie înainte și ăstea sudează din urmă. Sper ca să obosească, probabil, și să renunțe. Pe asta au descoperit-o și probabil că o să o termine botca asta, că dacă și-o pus în cap chestia asta, încăpățânată, nu renunță oricum. Însă am prins secvența și este un filmuleț în 2012, când eram la Bujorene, acolo, la Ticăloșa aia, am prins un filmuleț, dragilor, din 2012, chiar în grupul n-am mai putut filma pentru că așa s-a întâmplat, mi-au furat stupina, vedeți prima pagină și intrați acolo, cred că la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, tot așa, o matcă care n-a acceptat nici cum și am surprins-o în momentul în care botca era pe jumătate înălțată. Și s-a repezit și când l-a luat în brațe, așa, fără să respire, o roasă toate l-o în capul acelalt. Cum face asta acum? Uitați-o cât e de capricioasă. Nu acceptă să fie schimbată. Da? Nu acceptă. Dar și astea sudează la loc. Acum, dacă iar rămâne într-un singur loc, este o muncă este nuantă în final. Dacă iar sta într-un loc și ar roade doar într-un singur loc, probabil că ar reuși să o spargă. Cum de fapt se va întâmpla până la urmă.
Iată că acum insistă foarte tare într-o singură poziție acolo. Da? Sper ea să ajungă să o spargă. Dar cum s-a mutat poziția, acum celălalt și sudează. Da? Deci așa ceva nu cred că a fost filmat vreodată. Datorită faptului că mă frământă foarte tare schimbul ăsta liniștit, vreau să descoper așa în intimitatea lucrului, a dialogului acesta. Ia uitați, ia uitați ce lupt muncă-i pe ea. Câte ouă nu depune tu de atunci, dacă ai fi fost, dacă ai fi acceptat schimbul, da? În mod sigur mai găsim boci, pentru că, repet, mi-am dat seama din felul în care lucrează. Am aici o ramă pe care am scos-o și am observat multe goluri. Și atunci am zis, băi, ce nu-i prea în regulă cu asta? Iată și pe partea asta. Asta intră în celulă și uite de ce a intrat. Zic, că asta nu e o treabă curată, bună care face. Ea trebuie să fie o chestie interesantă. Să caut. Am instat și am căutat până am descoperit-o. Și unde am descoperit-o? Pe o botcă. Da? Deci acesta e momentul care înseamnă refuz. Deci este refuz categoric. Ia uitați-vă că începutul reușește. Reușește, astea nu sunt îndrăznesc să se apropie. Ea reușește. Haideți să vedem dacă o sparge până la urmă. Ce spectaculos este. Extraordinar. Uite, băi, fenică. Deci asta e matca. Da, da, ai auzit discuția asta și nu ai rezistat. Da, așa. Uite, da, și deasupra unei boci. Da. Schimbul liniștit de matcă încă nu s-au înțeles albinile cu matca. Adică nu au convins-o că e timpul să renunțe. Și ea este capricioasă și insistă că nu, că nu, că nu. Și acum au venit, au descoperit botca asta. Deci era o botcă. Ia uite, uite, uite cât o roade. Acum, dacă eu o dau de o parte, le ajut pe el un pic, că el studiază la loc acum. Deci ia roade și ăstea studiază, ia roade și ăstea studiază. Dă fumuceala că mă neacă. I-am dat peste bot acum o leacă și o fugit. Nu străpun să o vezi, dar o tras aici, uite pe toată zona asta. Deci toată zona asta, așa. Toată zona asta o rosă și acum albinuțele ce fac? Sudează la loc. Acoperă. Măi. Frumos. Nu? Spectacol. Spectacol. Doi încarcă, doi descarcă. Și noi cu drag muncim. E mare, e frumos. Da, e schimb liniștit, ce nu-ți dau seama. Și nu accept încă, nu accept. Că dacă ar accepta-o, da, s-ar putea să mai găsesc și în alte locuri. Pentru că nu într-o singură botcă, că dă 4, 5, 6 boci și ele apar, ele sunt cele care, cum să spun, caută în locurile cele mai, mă întrebai tu pe unde, cele mai ascunse cât de cât, ca să nu dea peste ea foarte repede, la schimb liniștit. Da, e asta care... La margine. Da, la margine, așa. Dar asta care mătură de la un cap la altul, dă, ajunge și acolo. Așa, dar, dragilor, ne oprim aici. Continuăm. Dacă o mai găsi ceva interesant, o să mai filmez. La revedere!